Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii SOS Sănătatea. Iată că astăzi l-am invitat din nou în platoul emisiunii noastre pe domnul doctor Dragoș Barcă, medic specialist în urgențe, unul din cei care salvează vieți. Bună seara și bine ați revenit la CNS, domnule doctor. Bună seara, îmi pare bine să vă regăsesc. Cred că tema emisiunii noastre, urgențele și non-urgențele, diferența dintre viață și moarte, este exact ceea ce trebuie să știe omul despre acest serviciu în slujba căruia lucrați. Se pare că asta e cea mai de actualitate temă. Urgențele versus non-urgențe la noi, la UPU și la CPU-uri, pentru că întotdeauna diferența o face numărul mare de prezentări care ne încarcă pe noi prea mult, cei care nu sunt urgențe, care se prezintă și se dovedesc într-un final a fi non-urgențe, dar numărul lor foarte mare, exacerbarea lor în ultima perioadă, agitația lor, face ca medicul de urgență să se poată ocupa mai puțin bine de urgențele adevărate și de pacienții care sunt cu adevărat urgențe. Pentru că nu mai ai timpul necesar să te ocupi de un pacient cu adevărat grav, pentru că mai ai încă 7 care așteaptă și devin impacienți așteptând. Trebuie să le rezolvi și lor problema. Pe de o parte este de înțeles, dar pe de altă parte și lumea trebuie să înțeleagă că noi la urgențe trebuie și ar trebui să ne ocupăm numai cu urgențe. Suntem și noi oameni, avem o capacitate limitată de a oferi atenție și asistență unui pacient, 2-3. Avem, la un moment dat, noi putem avea 3-4 pacienți foarte gravi în același timp de care ne ocupăm, inclusiv sunt folosite efectiv toate resursele umane, în speță toți brancardieri, toți infirmierii, toate asistentele, toți medicii care sunt pe tura respectivă, se pot ocupa la un moment dat de câteva cazuri foarte grave. Și, plus este și o anumită doză de stres. Stresul este inerent. Nici nu știu dacă mai are rost să mai discutăm despre el. Stresul resimte fiecare în parte. Cum să spun, stresul are și o parte proprie și personală a fiecărui om. Până la urmă, stresul este unul, dar cum îl resimte fiecare în parte este ceea ce se întâmplă. Domnule doctor, la data la care am discutat noi, undeva în jurul datei de 25 noiembrie, era încă la putere guvernul PSD, fostul ministru Sorina Pintea, care în opinia mea a fost un ministru bun, dar este o opinie strict personală, avea o procedură de evaluare a acestor centre de permanență și își propusese un proiect de act normativ prin care să reorganizeze aceste centre, nu să le desființeze total, ci să le reorganizeze undeva, ar fi fost ca în mediul rural să fie un centru de permanență la 30.000 de locuitori și în urban și în 5.000 în rural, ceea ce este o cifră rezonabilă. Ei, s-a schimbat guvernul, s-a schimbat ministrul, nu știu dacă nu acest proiect nu a luat, așa cum se întâmplă de regulă la noi, drumul unui sertar. Cu siguranță nu ar trebui să ia drumul unui sertar, iar discuția despre centrele permanență trebuie să fie de actualitate, pentru că toți oamenii trebuie să aibă acces la un punct de sănătate, un centru de permanență. În special mă refer în mediul rural. În mediul rural este normal să existe centre de permanență. Acei oameni trebuie să știe că în zona lor, în satul respectiv, comuna lor sau adunate, 2-3 sate, o comună mai mare, trebuie să existe cel puțin un centru de permanență. Trebuie să fie un medic de gardă pentru a putea asigura urgențele și permanența în zona respectivă, pentru că vorbim de câteva mii de oameni. Deci nu cred că putem vorbi de desființarea centrelor de permanență, mai ales în mediul rural. Dar putem vorbi despre eficientizarea lor. Și mai ales și în mediul rural și urban. Adică ar trebui, centrele de permanență trebuie să fie puțin mai dotate,
să poată oferi mai da, mult. Da, vedeți, aici noi am mai discutat chiar în oraș și oricum marea majoritate evită centrul de permanență. Evită centrul de permanență și să vedem de ce. Urban. Să vedem și de ce. Cel mai probabil pentru că au mai multă încredere în unitățile de primire urgențe. Nu neapărat de asta, domnule doctor. Aceste legislații în vigoare, unde trebuie umblat în opinia mea, a stabilit că aceste centre trebuie dotate de comunitățile locale. Păi să-i mai arunci în spinare unei comunități locale și obligativitatea aceasta, știți foarte bine că într-un centru de permanență la ora actuală medicul este doar cu stetoscopul și dacă mai are un tensiometru, da? Are și tensiometru, în mod normal are și electrocardiograf și are și competența de a interpreta. Are și competența de a interpreta electrocardiograful respectiv. Da, uitați-vă, există un centru de permanență roman cu electrocardiograf? Plus o termometrizare, sunt lucruri de bază și de bun simț care trebuie să existe. Să poți face o electrocardiogram, o tensiune, temperatura unui om, să poți asculta în... Bun, și atunci noi am mai discutat împreună despre acest lucru și am zis statul este obligat să intervină legislativ, să modifice două repere, dotare și am mai zis noi legislația cu prescripția aceea a analizelor, că la dumneavoastră de fapt... Știți foarte bine că de asta vine omul, pentru că la CPU îi faci să analiza, nu? Sunt anumite cazuri care, în mod normal, trebuie să luate analize în UPU pentru a ne putea orienta despre gravitatea urgenței fiecăruia. Asta este clar, dar problema cu centrele de permanență care ați expus-o dumneavoastră în legătură cu legislația, așa pare. Pare a fi o birocrație problema comunității, să arunci în spatele comunității dotarea centrelor de permanență. Iar aparatul, eu cred că ar trebui să fie cât mai puțin birocratic și cât mai mult în folosul comunității, pacientului, omului. Ministerul Sănătății trebuie găsit o linie directă de implementare acestor lucruri. Nu lăsat pe X, pe Y, mers pe 7 linii, 7 variante. Trebuie puțin mai direct implementate lucrurile. Haideți să recunoaștem faptul că Ministerul Sănătății și este pornit de la doamna ministru Pintea, prin acel împrumut de pe Banca Mondială, a făcut o dotare substanțială a spitalelor, inclusiv Roma. Nu, ce am văzut noi, ce aparatură s-a primit acum. Pași în domeniu s-au făcut, dar trebuie să fim conștienți că sunt foarte multe nevoi ale spitalului, sigur că da, din toate punctele de vedere. Din punctul meu de vedere, este foarte mult loc de creștere și mai ales pretențiile pacienților și populației, din punctul meu de vedere, sunt justificate. Sunt justificate. Pentru că atunci când mergi într-un spital, trebuie să te aștepți totuși la un anumit nivel de igienă, de aparatură, de număr de personal. Vedeți, este și o problemă de număr de personal. Un medic la 30, 40, 50 de pacienți în câteva ore este enorm de mult să poți, nici nu apuci să discuți cu respectivul sau cu aparținătorii despre problema lui de sănătate, că tu trebuie să-l consulți pe următor. Iar viteza asta în care se consultă poate duce și la erori de diagnostic. Deci trebuie în primul rând să scadă numărul prezentărilor și dacă se poate puțin și un pic crescut și numărul medicilor. Haideți un pic să discutăm despre puse față în față cifrele, câte centre de permanență sunt, ce adresabilitate a avut, centrul de primire urgență de la dumneavoastră. Deci la data la care am discutat împreună cu dumneavoastră, mi-ați spus că în 2018 prin centrul de primire urgență de la Roman au trecut 41.939 de persoane, pacienți, da. Da, așa, dintre care a spus dumneavoastră câte, vă mai amintiți, mi-ați dat un procent cât erau non-urgențe? Aproximativ 2/3 s-au dovedit a fi non-urgențe. 2/3, ceea ce este un procent covârșitor. Vă dați seama, dacă peste 60% din cei care vin se dovedesc a fi non-urgențe, vă dați seama gradul de aglomerare a unui CPU și nemulțumirile care rezultă din asta. În același timp, prin cele 26 de centre de permanență din Neamț au trecut în aceeași perioadă 40.029 de persoane. Să zicem că ar fi relativ apropiate, nu?
cifrele. Vă dați seama că sunt apropiate dacă procentul se împarte la numărul de... Bun, și, da, și să nu uităm că aici în cifra asta este inclus inclusiv tratamentul și majoritatea, dacă se duc la centru de permanență, se duc pentru... Pentru un tratament, un da, tratament, pentru o tensiune, o electrocardiogramă. Foarte bine. Eu nu spun că centrele de permanență nu sunt bune, dar trebuie să eficientizate și trebuie să exact urmărite în mediul rural. Dacă discutăm, păi haideți să vă mai dau că mi-a dat și doamna doctor Grădinaru de la DSP, mi-a dat efectiv și pe centre. Păi uitați-vă, tot anul 2018 la care ne referim, la Central Clinic la Roma, am trecut 956. Deci vă dați seama, 956 de oameni la 906 centru... la Poenari. Exact, deci 906 oameni la un centru de permanență puțin, într-un an de zile versus 41.000 la urgențe. Sagna, 882, clar... Gădinți, 908. Deci vă dați seama, diferențele și procentele sunt covârșitoare. În Roma, cel mai aglomerat centru este Dragoș Vodă, cel de lângă Abator, 2069 de persoane. Da, oricum este comparativ procentul și în fie au față trecut de... la Episcop Melchisedec 1290, cam astea ar fi. În mediul rural, ați spus că dumneavoastră că în mediul rural sunt mai aglomerate, ați zis dumneavoastră? Nu, pe mine în mediul rural mă interesează raportul medic număr de pacienți, pentru a fi și ele eficiente. Uitați-vă, la Tămășeni au trecut pragul centrului permanent 1095, foarte la bine. Moldoveni 1322, dar vedeți cu câte aceste cifre sunt mai bune. Pentru că aceste cifre sunt mult mai bune decât cele ale orașului, pentru că se raportează la numărul total de persoane din respectiv localități. Că dacă vin 1200 din 5000, suntem ok. Dacă vin, vă dați seama, 900 din 80.000, e altceva. Spuneați, deci în noiembrie, la data la care am discutat eu cu dumneavoastră, deci era sfârșitul lunii octombrie, trecuseră deja prin centrul de permanență de la Roma 36.117 și estimat dumneavoastră până la sfârșitul anului să depășească. Probabil se va depăși 41.000 cu siguranță. Deci vor fi mai mulți anul ăsta. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că tendința este în creșterii. Populația se adresează din ce în ce mai mult la UPU și CPU-uri și părerea mea probabil pentru nu, în niciun caz nu cred că se adresează pentru că nu au încredere. Dacă nu ar avea încredere în UPU și CPU, nu s-ar adresa. Da. Mai discutam noi data trecută dintre aceste 41.939 absolut toate primesc acele recomandări de analize pentru care spunea că... Nu toate. Sunt anumite afecțiuni, cum ar fi o alergodermie sau anumite afecțiuni care necesită doar un antitetanul sau doar o radiografie care nu necesită și analize. Nu toată lumea face analize care vin în CPU și nici nu ar trebui să facă. Dar oamenii trebuie să înțeleagă că nu poți abuza de acest sistem care și așa este întins la maxim doar pentru că tu nu vrei să te informezi, una la mână, și doi la mână doar pentru că tu nu vrei să te programezi la medicul de familie sau ți se pare că nu ești tratat cum trebuie de medicul de familie. Dacă ți se pare că nu trebuie ești tratat cum trebuie de medicul de familie, ai opțiunea de a-ți alege alt medic de familie, ai opțiunea de a te programa la consulturi în policlinică pentru diverse specialități, da, medicale sau non-medicale, iar la urgență trebuie să vii doar dacă ai urgență. În speță, ai avut o urgență, s-a dovedit că este urgență, înseamnă că pacientul s-a internat. În mare, urgențele adevărate s-au internat. Domnul doctor, dumneavoastră sunteți un medic tânăr. Spuneați totuși în celelalte emisiuni pe care le făceam eu cu dumneavoastră că gradul de solicitare, de supra-solicitare neuropsihică la dumneavoastră este maxim. Cât rezistă un medic în urgență? Este foarte mare gradul de uzură și solicitare, mai ales în urgență. În primul rând este foarte mare solicitarea pe partea medicală. Vă dați seama, tu ești responsabil pentru viața fiecăruia. Trebuie să fii atent la orice detaliu. Trebuie să ai timpul necesar, mintea limpede, să nu fii obosit pentru a putea consulta un pacient și a lua cele mai bune decizii. Da, în momentul în care tu ai ajuns la 12 ore de
muncă, 13 ore de muncă de gardă, deja este vorba de fizicul tău, nu mai intervine partea de oboseală, odată. Deci partea medicală este cea care solicită foarte mult. Doi la mână, ești foarte solicitat psihic de atitudinea și comportamentul celorlalți. Pentru că ți este foarte greu să lucrezi în niște condiții în care toată lumea vrea să dea buzna, toată lumea vrea să spargă ușa, toată lumea are o nemulțumire, nimeni nu observă lucrurile pe care le faci pentru bolnavii gravi. Este foarte greu să lucrezi, efectiv este un mediu foarte dificil de lucru, este foarte greu să lucrezi într-un mediu în care cei mai mulți sunt nemulțumiți, foarte puțini oameni, dacă observ, au curajul să spună că ei au fost mulțumiți sau unii efectiv uită, că așa e omul, nu e asta problema mea, dar e greu. Știu că din cauza avalanșei este care nu este numai la Spitalul Român, din specifică întregii țări, deci toate centrele de primire. Și, da, și apropo de cât de mult rezistă, eu personal am luat decizia începând din vară să mă apuc de-al doilea rezidențiat. Păi asta vreau să vă întreb. Câți medici sunt la CPU? La CPU este, și totuși vă dați seama, la CPU este lista plină, 7 din 7. Din punctul meu, 7 medici sunt. Da, da, din punctul meu de vedere. Care-i vârsta? Vârsta medii, să spunem, 35-40. Pentru că nu reziști de la da. 40 în sus. Vă dați seama, nu mai poți să faci gărzi în continuu, nu mai poți să suporți toate, nu vreau să mai intru în detalii acum, dar atitudinea și lipsa de civilizație a persoanelor, 70-80% din cazuri spune cuvântul. Da, probabil că nu. Simți la un moment dat că nu mai ai nevoie. Simți la un moment dat că nu mai ai nevoie. Și la acel incident. Nu fac. Apropo, ce ați mai făcut? Chiar nu, o secundă. Chiar nu fac de referire la un incident izolat. Eu vreau să vorbesc la general. Un incident izolat, fiecare cum gândește, fiecare după capacitatea lui, după mintea lui, după sufletul lui, Dumnezeu e deasupra tuturor. Nu despre asta este vorba. Este vorba despre faptul că la un moment dat nu mai poți, ești uzat, nu mai ai dorința de a salva, nu mai poți, ești obosit, îți dorești o specialitate, să-ți faci un cabinet, să-ți faci programul, să vină lumea, să poți relaționa, să poți socializa, să poți consulta pacientul respectiv în mod normal, în mod firesc. Sunt locuri vacante la CPU? Bineînțeles că nu. De medici? V-am spus, este plină schema. Vorbim de medici. De medici vorbim, 7 din 7. Deci sunt 7 posturi, fișa postului este completă. Ați spus totuși că sunt puțin 7 medici. Păi sunt puțin, dar asta nu înseamnă că fișa postului nu e completă. Din punctul meu de vedere ar trebui mărită fișa postului. Du-te la 10. Du-te la 10, mai pune 2 paturi, mai pune 2 asistenți, 3 pe tură. Asta în condițiile în care noi trebuie să facem față la non-urgențe, nu la urgențe. Pentru că fișa postului este completă și îndeajuns pentru urgențe. Problema e că se aglomerează pe 60% non-urgențe. Da. Ce să facem? Domnul doctor, suntem în luna decembrie, se apropie sărbătorile, da. Se apropie și pentru dumneavoastră zilele și nopțile de coșmar. Vorbiți-mi noi un pic nu, de... Nu. Deci noi nu avem nopți de coșmar. Pentru noi orice zi, la orice oră, poate deveni, cum spuneți dumneavoastră, de coșmar. Pentru că la urgență nimic nu se petrece conform unui program prestabilit. La urgență poți să ai o dimineață foarte bună și liniștită. La prânz poate să te blocheze cu 3 cazuri foarte grave și 2 accidente rutiere foarte, foarte grave. Și a intervenit coșmarul. Nu are legătură cu sărbătoarea, nu are legătură cu mâncarea, absolut la urgență, orice zi poate fi bună sau mai rea. Nu are legătură cu mâncarea neapărat de coșmar. Știu la ce vă referiți. Vă referiți la faptul că lumea face anumite excese când iese din post, cred că vreți să vă referiți. Da, excese culinare, da. În primul rând, excese... Cu siguranță excesele astea culinare nu sunt bune, mai ales la aici persoanele... Aici și pe partea de mâncare ne referim, dar la pe alcoolism. N-au cum să fie bune, în primul rând, excesele din niciun fel. Să vorbim pe rând, aș vrea despre ele. Vorbim în partea de mâncare. În momentul în care organismul s-a obișnuit cu un anumit post, persoanele care țin post, te-ai obișnuit organismul cu o anumită cantitate, un anumit aport caloric. Nu poți dintr-o dată să umpli stomacul respectiv și să ceri sistemului digestiv să digere anumite alimente atât de grele, plus alcool, în momentul în care tu, cel puțin 3-4 săptămâni, ca să nu zic mai mult, anumite persoane mai credincioase poate țin și mai mult postul, ai fost obișnuit cu altceva. Efectiv îl dai peste cap. Nu ai cum.
Alcoolul nu mai spune, excesul de alcool, iar toate lucrurile astea, hai să le vedem odată la o persoană fără comorbidități, fără alte boli, da? Odată la o persoană normală și altă la o persoană care mai are o hipertensiune, mai are un diabet, are alte probleme în sănătate, la el e și mai grav și mai puțină cantitate de mâncare grea sau alcool îi poate face rău. Ce spune omul? Spune că, mai și așa, eu țin regim toată viața, tot iau pastile de tensiune în continuu, de diabet, de alte probleme. Ba, acum e sărbătoare și la mine au venit nepoții, au venit prietenii rudele, vreau să uit de problemă, de boală și vreau să mănânc și să beau. Foarte greșit. Câți ani nu, nu te poate duce decât la urgență. Eu ca vechime am aproximativ 8 ani de zile, ca să nu mai socotez primii 2 ani de rezidențiat, pentru atunci că eram la început, mă consideram mai... Dar tot în mai, urgență da, tot în urgență. 8, deci ar fi 10. Eu am 10 ani de când am început efectiv medicina de urgență. Dar consideram mai mult, 8 primii 2 ani consider mai mult, am învățat de la alții mai mari ca mine, ca să zic așa. Nu, știți de ce am pus întrebarea asta? Mă interesează... pe parcursul acestor 10 ani, cât ați fost fericit să fiți de gardă de sărbători? Vorbim Paști, vorbim Crăciun, vorbim Revelion. Pe parcursul acestor 8-10 ani de zile am consultat în principiu între 60, am făcut eu personal un calcul, între 60.000 și 70.000 de pacienți. Deci am vorbim de experiență. aceste toate urgențele, toată perioada, dar absolut, de sărbători mă interesează. Inclusiv, eu vorbesc în anii ăștia, inclusiv smurgurile, inclusiv gărzile. Iar dintre ăștia 60-70 de mii de oameni, am cel puțin aproximativ 3.000 de intervenții, cel mai înalt risc posibil în prespital și spital. Cel mai înalt risc posibil la nivel mondial. Iar de sărbători, ce să spun? De sărbători nu poate fi, nu cred că poate fi cineva fericit să fie de gardă, oricât de dedicat ar fi el meseriei lui. Dar momente mai bune sau mai rele, în viața unui medic sau în garda unui medic, să știi că aceste momente sunt date și de modul în care privești fiecare lucrurile. Că știi cum e, dacă vrei să vezi partea plină a paharului, o vezi. Dacă vrei să vezi partea goală, o vezi partea goală. Diferența dintre medicul urgentist și cel care este de gardă, fie și într-o secție aglomerată, cum e chirurgia de... este aceea că eu n-am văzut la CPU medicul să se poată retrage în camera de gardă. Că niciodată. Medicul de CPU practic niciodată nu se poate retrage în camera de gardă, pentru că trebuie să fie în prima linie de a prelua orice pacient care vine. Și vin. Vin și la ora 12, și la ora 1, și la ora 3, și la ora 4, vin. Și medicul de CPU este acolo. Domnul doctor, mai aveți un minut la dispoziție, vreau să puneți punctul pe aici, să vorbiți despre această diferență dintre viață și moarte pe care o face serviciul garda într-un serviciu de urgență. Nu știu dacă pot eu aprecia cu exactitate acum diferența între viață și moarte, dar nu știu dacă așa ar trebui să se pună problema. Dar ceea ce vă pot spune este că noi foarte des... în fiecare zi stabilizăm și reușim să internăm pacienți foarte gravi care au decompensat cu ale lor boli, comorbidități. Avem și destule stopuri cardiace resuscitate și în prespital când aducem cu smurdul, cum s-ar spune, între viață și moarte, l-am resuscitat, l-am adus în CPU, am reușit să-l internăm pe terapie intensivă. O parte dintre ei reușesc să recupereze, să-și revină, aflăm, ne interesăm a doua, a treia, a patra zi, o parte nu, în funcție de bolile lor și de organismul respectiv. Ultimul caz deosebit pe care l-ați resuscitat și l-ați adus din, cum se spune, l-ați înviat din morți. Vă dați seama că e greu să-mi aduc aminte, pentru că eu, sincer să vă spun, nu le mai țin evidența. Poate când eram mai tânăr le țineam. Acum, pentru mine, orice zi de lucru este o zi normală de lucru. Mă duc la serviciu cu gândul de eu fac față la orice, absolut orice întâlnesc în ziua respectivă. Pot să am un stop cardiorespirator, pot să am două, pot să am diabetul, pot să am infarctul. Pentru mine deja nu mă impresionează sau nu stau să mă gândesc. De asta nici nu mi-aduc aminte, sincer să vă spun, prin moment acum, dar au fost. Cred că săptămâna trecută am avut 2-3 resuscitări cu succes, sigur. Am avut. Domnul doctor, vă mulțumesc din nou pentru prezența în emisiune și pentru deschiderea care mi-ați vorbit și vă mai aștept aici la SOS. Mi-a făcut plăcere și mie și să rămâne să vedem un subiect următor. O seară bună!